Hărțuirea copiilor pe internet devine un fenomen tot mai periculos și intens. Pentru a-i feri pe minori de aceste abuzuri, Inspectoratul General al Poliției și Centrul La Strada au semnat astăzi un acord care are drept scop prevenirea mai multor categorii de infracțiuni ca traficul de ființe umane, violența în familie și cea sexuală, dar și combaterea exploatării copiilor în mediul online. Doar în perioada ianuarie-octombrie au fost înregistrate 49 de cazuri de hărțuire a minorilor pe internet, dublu față de aceeași perioadă anului trecut. Probabil pentru mulți din cei care ne urmăresc, 25 de cazuri reprezintă un număr foarte mic, nesemnificativ. 25 de cazuri de abuz sexual în mediul online, de fapt, reprezintă sute de materiale foto și video care sunt distribuite în mediul virtual. Doar în unul din cele mai recente cazuri, abuzatorul a transmis timp de 4 ani mai mult de 100 de fișiere video altor persoane. Fișiere video în care copiii sunt implicați în acțiuni cu caracter sexual. O altă tendință foarte gravă observată de specialiști este faptul că orice contact redus cu lumea reală pe timpul pandemiei îi fac pe copii să fie mult mai vulnerabili în mediul online și să se lase provocați sau manipulați cu mult mai ușor. Astfel, minorii ajung să accepte să se întâlnească în realitate cu persoanele cu care fac cunoștință online. Părere de rău e a doilea caz pe care îl asistăm acum în luna curentă, de viol, comis de către o persoană pe care copilul a cunoscut-o în mediul virtual. Două luni în care comunică și în care copilul își creează senzația că acea discuție este un semn, o parte a unei relații de iubire, însă ajunge să se întâlnească cu persoana pe care comunică în online și să fie comis un act sexual fără consimțământul copilului în realitate. Potrivit specialiștilor, în cazul în care copilul a devenit victima unei asemenea forme de abuz, cel mai important este ca părinții să reacționeze adecvat și să-și susțină copilul, pentru că în caz contrar, acest fapt poate avea urmări mult mai grave asupra psihicului copilului. Copiii, din păcate, nu sunt înțeleși în primul rând de părinților. Ei sunt învinuiți că nu au făcut ce steps, că au făcut așa ceva. În multe cazuri, părinții recurg la măsuri represive și amenință copilul de genul evaluatic. Sau îi va restricționa utilizarea internetului. Toate aceste reacții, probabil că bazate mai mult pe emoții a părinților, ele nici de cum nu ajută copilul în situația dată. Atunci când copilul a nimerit în acea situație de abuz, el în primul rând are nevoie de suport și nu de învinuiri. La rândul lor, părinții spun că internetul este un spațiu foarte greu de controlat, însă pentru a ne proteja copiii, trebuie în primul rând să le dăm un exemplu bun. În caz contrar, agresorii vor putea mult mai ușor să manipuleze cu copiii. Persoanele care încearcă să abuzeze de minori sunt foarte buni psihologi, anume în chestia asta de recrutare, influențare, manipulare, cu emoțiile, sentimentele și în special se străduie să atragă în plasă copiii care duc lipsuri. Abuzurile sexuale în mediul online crește. Și crește în mod semnificativ anume din cauza lipsei controlului și a unei reglementări care ar permite ca să fie stopat acest fenomen. Я задавалась этим вопросом, конечно, это очень всегда беспокоит, потому что это очень такая сфера, которую невозможно предугадать и предсказать, что там ребенок делает. Должны родители больше задаваться этим вопросом? Да, обязательно, конечно, должны задаваться этим вопросом, пытаться максимально контролировать, но на самом деле пример всегда начинается с родителей. И если родитель сидит весь день в телефоне или втыкает в какие-то еще другие девайсы, то ребенку больше ничего не остается, как делать то же самое. Acordul de colaborare între cele două instituții a fost semnat în contextul Zilei Europene pentru Protecția Copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual, marcată anual în data de 18 noiembrie.